plângere domnului Victor Ponta pentru că amenință și șantajează oamenii care au avut curaj să semneze cu nume, prenume, cu adrese, cu număr de telefon pe aceste liste împotriva accizei. Nu 300.000 de români, 23 de milioane de români sunt împotriva scumpirii prețului la carburant. Iar în timpul campaniei recunosc că am avut foarte mulți oameni care refuzau să semneze, să-și tracă numele, să-și tracă adresa, CNP-ul, de frica repercusiunilor. Le era frică de faptul că guvernul se va întoarce împotriva lor. E, asta se întâmplă astăzi. Deci domnul Victor Ponta își permite să-i amenințe pe românii care spun că sunt împotriva scumpirii prețului la carburant. Deci vă face plângere penală la rândul nostru domnului Victor Ponta pentru amenințare și șantaj împotriva acestor oameni și ca partid vom lupta în continuare împotriva guvernului Ponta și constatăm că PSD și Victor Ponta și-au fixat și adversarul. Adversarul PSD-ului și al lui Victor Ponta este Mișcarea Populară. Domnule, dar au fost descoperite și persoane decedate înainte să semneze în acea petiție de către Corpul de Control al Primului Ministru. Eu cred că este o minciună și doi, întreb, cum și-a permis Corpul de Control, care trebuie să controleze activitatea guvernului, instituția în subordinea guvernului, cum și-a permis să cerceteze niște oameni care au semnat împotriva introducerii taxei la accizei la combustibil? Nu este treaba guvernului să cerceteze oamenii care își permit să aibă opinii împotriva activității lui. Nu este aici, nu este vorba de alegeri. La alegeri oamenii votează și nu știi dacă au votat într-un fel sau în altul. Poți să cercetezi eventual la alegeri dacă într-adevăr oamenii aceia au venit sau nu la vot. Dar când vorbim de oameni care își pun semnătura pe o petiție împotriva unei măsuri a guvernului, cum să-ți permiți să-i cercetezi cu Corpul de Control al Guvernului? Ce mai urmează? Să cercetăm pe oamenii care își permit să se uite la programe de televiziune în care nu este lăudat domnul Victor Ponta? Ce o să se mai întâmple? Ce o să mai fie anchetat de domnul Ponta în România? Probabil că toți cei care nu vom fi de acord cu dânsul. Vreau să vă spun că aceste semnături au fost strânse în principal de tineri. Noi avem un procent foarte mare de tineri în interiorul partidului, iar cei care au stat în stradă și au strâns semnături sunt tinerii. Tinerii nu fură cum fură voturi Dragnea și baronii locali ai PSD-ului. Și tinerii noștri nu sunt obișnuiți nici cu plagiatele, așa cum e obișnuit domnul Victor Ponta. Deci a acuza că din 300 de semnături, nu știu câte, vreo 2000 sunt, doar 2000 sunt corecte. Păi numai dacă vă gândiți că au semnat membrii Mișcării Populare și categorică declarația lui Victor Ponta este aberantă și este din categoria jocului pe care el face.